Bine v-am găsit! Astăzi vă voi spune povestea unor martiri creștini care au murit într-un mod extrem de sadic. Scopul acestui documentar nu este acela de a face apologia unei anumite religii. Toate religiile sunt onorabile atât timp cât nu apare fanatismul. Deci, în documentarul de astăzi, vă voi vorbi despre martirii creștini. Toate celelalte religii au avut martirii lor, oameni care au fost supuși la chinuri inimaginabile și ucis doar pentru credința lor. Ceea ce este și mai rău este faptul că în cele mai multe cazuri persecutații au devenit persecutori. A susține ceea ce crezi nu este întotdeauna ușor. Primii creștini sunt un exemplu în acest sens. S-au confruntat cu secole de persecuții din partea diverselor conducători romani. Acești primi creștini s-au confruntat cu cele mai odioase morți imaginabile. Celor care preferau să înfrunte moartea decât să stăgăduiască credința, le s-au dat un nume, martiri. Mulți dintre acești martiri timpurii au fost canonizați și făcuți sfinți. De-a lungul secolelor, povestele despre sacrificiile lor s-au răspândit în toată lumea creștină, servind drept sursă de inspirație pentru nenumărați adepți. Iată câteva dintre cele mai grave morți suferite de acești martiri. Primul martir în această prezentare este Sfântul Apostol Bartolomeu, care a fost dupuit de viu. Conform Bibliei, Iisus a avut 12 apostoli. Apostolii s-au bucurat de relații strânse cu Iisus, pentru că ei nu erau doar prietenii săi, dar erau cei mai loiali discipoli ai săi. După cum s-a dovedit, a fi prieten cu șeful nu este întotdeauna o idee bună. Dintre cei 12 apostoli, numai unul, Ioan, a ajuns la bătrânețe. Toți ceilalți au fost executați. Dintre ceilalți 11, Bartolomeu a suferit cea mai groaznică moarte. Din punct de vedere istoric, nu se știu multe lucruri despre Bartolomeu. Ca apostol, era treaba lui să răspundească cuvântul lui Hristos. Dar nu este clar unde a făcut acest lucru. Unele surse antice spun că a predicat în Etiopia, Mesopotamia, Iran și Turcia. Alții spun că a început prin a se îndrepta spre India, dar a ajuns în Armenia. Legendele care îl trimit în Armenia sunt cele care ne interesează. Se spune că, în timp ce se afla în Armenia, l-a convertit la creștinism pe regele Polimie. Dar acest lucru nu a mers la fel de bine cu alți lideri locali, inclusiv cu fratele regelui, Astiages. Astiages l-a chemat pe Bartolomeu la curtea sa, unde i-a cerut să facă un sacrificiu zeilor păgâni. Bartolomeu a refuzat și, făcând acest lucru, a devenit martir. Călăilor de la curte le s-au ordonat să-l prindă pe apostol și să-l zupească de viu încet. Pe măsură ce era zupuit de viu, se spune că Bartolomeu a continuat să-și proclame credința în Dumnezeu. Acest lucru l-a enervat atât de mult pe Astiages, încă l-a decapitat pe apostol doar pentru a-l face să tacă, întrerupând astfel tortura. Nu este clar cât de exactă este această poveste. Din punct de vedere istoric, zupuirea lui Bartolomeu nu a fost menționată decât în jurul anului 600 după Hristos. Alte versiuni ale povestii îl descriu decapitat, răstignit sau pus într-un sac prin cu nisip și aruncat în mare. Povestea zupuirii este însă cea mai populară. Bartolomeu este Sfântul Măcelarilor, al lucrătorilor în piele și al tăbăcarilor, ceea ce arată că cineva de la Vatican avea simțul umorului negru. Al doilea martir în această listă este Sfântul Antipa din Pergam, care a fost prăjit de viu. După cum am menționat mai înainte, Ioan a fost singurul apostol care a ajuns la bătrânețe. Asta nu înseamnă că cei care l-au urmat au fost atât de norocoși. Antipa a fost unul dintre adepții lui Ioan. El a fost numit episcop de Pergam, localitate situată în nord-vestul Turciei de astăzi, în timpul împăratului Nero, care a domnit între anii 54 și 68 după Hristos. Printre altele, Nero este renumit pentru organizarea primului efort concertat al guvernului roman cu scopul de a distruge creștinismul. Preoții păgâni din Pergam erau supărați că pierdeau adepți în favoarea lui Antipa. Ei au cerut ca el să nu mai predice despre Hristos și să facă un sacrificiu pentru idolii lor. La fel ca Bartolomeu a refuzat. Potrivit tradiției, preoții l-au lovit și l-au trăit pe Antipa la templul lor, unde avea un taur mare făcut din aramă, care era folosit pentru jertfe. L-a pus pe Antipa înăuntru și l-au prăjit de viu. Se spune că Antipa, în timp ce era torturat, s-a rugat cu voce tare, cerând lui Dumnezeu să ierte pe chinuitorii săi. Următorul martir în această listă este Sfântul Casian,
de la Imola. El a fost măcelărit de studenții săi. Casian este unul dintre martirii mai puțin faimoși din această listă. El este venerat cu adevărat doar în vechiul său oraș natal din Italia. Acest lucru este trist, pentru că s-a confruntat cu una dintre cele mai grave și mai dureroase morți, în comparație cu cele ale celorlalți martiri. În secolul al IV-lea după Hristos, Casian a fost episcop de Brescia, Italia. Iulian Apostatul a fost împărat în acea perioadă. A fost botezat în creștinism, dar în cele din urmă s-a întors împotriva credinței sale. Când Iulian a început să persecute pe creștinii din imperiul său, Casian a fost forțat să se abandoneze poziția și să fugă în orașul său natal, Imola. Odată ajuns acasă, a deschis o școală pentru băieți, unde preda cititul și scrisul. Pentru o vreme a fost în siguranță, pentru că îi se permitea să trăiască restul zilelor în pace. Din păcate, nu a fost așa. Furia lui Iulian a ajuns curând la Imola. A dat ordin locuitorilor să facă sacrificii idolilor păgâni pentru a dovedi că nu sunt creștini. Desigur, Casian a refuzat. Curând a fost denunțat ca fiind creștin și a dus în fața guvernatorului local. Evident, guvernatorul era un om crud. După ce a descoperit că fostul episcop Casian era profesor de școală, a ordonat ca lui Casian să-i se facă un cadou de către elevii săi. Soldații l-au dezbrăcat pe martir și au legat mâinile la spate. În funcție de sursă, Casian a fost apoi încercuit de elevii săi, care erau între 100 și 200. Dorniți să demonstreze loialitatea față de Imperiu, tinerii băieți au folosit tot ce le-au stat la dispoziție pentru a susține fostul profesor. Unele surse spun că fostul episcop Casian a fost ucis cu pietre, bătut cu plăci și tăbrițe scolare și înslunghiat cu stilouri și cu alte ustensile ascuțite. Alte surse spun că elevii pur și simplu i-au rupt membrele. Toate sursele sunt de acord că moartea lui a durat mult timp și că a murit în chinuri grele. Al patrulea martir din această listă este un copil nevinovat, Sfânta Agnesa. De-a lungul secolelor, unele dintre poveștile despre moartea martirilor au ajuns să conțină mai multe legende decât fapte. Sfânta Agnesa este una dintre cei sfinți. În ciuda acestui fapt, este clar că suferința ei a fost într-adevăr reală. Sfânta Agnesa este amintită astăzi ca Fecioara Martiră a Romei și este una dintre cele mai populare sfinte printre catolici. Povestea ei începe în timpul adolescenței. Potrivit textelor antice, o fată frumoasă, a cărei frumusețe a făcut-o să fie la mare căutare. Diverse familii păgâne romane au vrut să o căsătorească cu unul dintre fiii lor. Agnesa nu dorea nimic din toate acestea. Ea a jurat lui Dumnezeu castitatea și era hotărâtă să rămână fecioară. Ca urmare a acestui jurământ, ea a refuzat foarte mulți pretendenți. Unul dintre aceștia era fiul unui guvernator local. Guvernatorul a fost revoltat să audă că fiul său a fost respins și a ordonat ca Agnesa să fie forțată să lucreze într-un bordel. La acea vreme, Agnesa avea doar 12 sau 13 ani. Viața într-un bordel roman era foarte grea. O sclavă prostituată, precum ar fi trebuit să fie Agnesa, nu se bucura de protecție și nu avea niciun fel de drepturi. Aceasta era o soartă îngrozitoare pentru oricine, dar de neimaginat pentru un minor evlavios și nevinovat. Din fericire, conform legendei, Agnesa avea un înger păzitor care o supraveghea de sus. Când Agnesa a fost dezbrăcată, în mod magic, i-a crescut păr peste tot corpul pentru a-i acoperi nuditatea. Orice client potențial care îndrăznea să se uite la tânăra fecioară se speria. Deloc surprinzător, acest lucru l-a nemulțumit pe guvernatorul răzbunător. El a ordonat ca ea să fie arsă pe rug, dar și acest plan a fost dezlucat de îngerul păzitor, flăcările pur și simplu s-au separat în jurul ei. Până la urmă, în funcție de sursă, guvernatorul a ordonat să fie decapitată sau să fie însunghiată în gât. Aici, se pare că a fost atinsă limita puterii îngerului păzitor, iar Agnesa a murit. În timp ce elementele, cele mai fantastice ale povestii, au fost probabil exagerate, este foarte posibil să fie existat o tânără pe nume Agnesa, care a fost torturată înainte de a fi omorâtă, pentru că a îndrăznit să refuze fiul unui guvernator. În timp ce legendara Agnesa a fost protejată de un înger păzitor, este foarte probabil că adevărata Agnesa să fi suferit o moarte mult mai tragică, fiind violată în mod repetat, înainte de a fi ucisă. Astăzi, ea este patrona fetelor tinere și a victimilor agresiunilor sexuale. Următoarea martiră din această prezentare este Sfânta Eulalia. Ea a fost disecată și fiartă de vie. Sfânta Agnesa nu este singura adolescentă care a fost făcută martiră. În timpul Marii Persecuții, ultima și cea mai severă persecuție romană a creștinilor, care s-a desfășurat în perioada cuprinsă între anii 303
se trăiește 13 după Hristos, Eulalia, o tânără care avea între 12 și 14 ani, locuia lângă Merinda, Spania. În acea perioadă, guvernatorul Ungariei, Campurnus, a vizitat Merida cu unicul scop de a persecuta creștinii din regiune. Eulalia, când a aflat de sosirea guvernatorului, a decis să iasă pe furiș din casa părinților ei și să se îndrepte spre oraș. De ce a făcut asta? Ea a vrut să devină o martiră. La sosirea în Merida, Eulalia s-a îndreptat direct către tribunalul guvernatorului. Ea s-a ridicat cu curaj și a denunțat Imperiul Roman, bazocorind geii păgâni. Calpurnius a capturat-o, dar a fost reticent să o omoare pe loc din cauza vârstei sale fragile. El a spus că dacă ea va face ofrandă zeilor săi, va fi cruțată. Eulalia a dat cu piciorul peste idolul respectiv și a scuipat pe ofrandă. Acest act de rebeliune a adolescentei i-a adus una dintre cele mai grave morți imaginabile. Au fost aduși doi călăi, care au asociat membrele și au folosit cârlige ascuțite și ghiare pentru a face tăieturi adânci în părțile laterale, care îi lăsau coastele la vedere. Aceste răni au fost apoi acoperite cu ulei clocotit, iar părțile laterale și sânii au fost arse cu torce. Se spune că Eulalia nu a scos niciun sunet în timpul torturii ei, în afară de a-l binecuvânta pe Domnul și de a-i mulțumi. Calpurnius i-a curmat viața prin arderea ei de vie. Se spune că la moartea ei, un porumbel alb a zburat din gura ei. Se crede că acel porumbel era sufletul ei, care se ridica la cer. O furtună de zăpadă a apărut brusc și a acoperit corpul, păstrându-l în siguranță și proaspăt, până la înmormântarea ei, care a avut loc 3 zile mai târziu. Ultima martiră despre care vă vorbesc în această prezentare este Sfânta Margareta Littlehow. Ea a fost strivită până a murit. Ar fi nedrept să dăm vina numai pe romani pentru toate decesele martirizante. S-ar putea crede că după secole de persecuție și după ani de venerare a martirilor, creștinii ar fi mai buni. Dar se dovedește că și creștinii sunt la fel de buni în a se persecuta unii pe alții, la fel cum au făcut romanii. Margaret s-a născut în Middleton, Anglia, în anul 1555, din părinți protestanți. În anul 1571 s-a căsătorit cu un măcelar bogat, pe nume John Littlehow, și a avut 2 copii împreună. Lucrurile au mers bine, până când a cunoscut-o pe soția doctorului Thomas Vavasour, un catolic proeminent din New York, care a convertit-o la catolicism. Aceasta a fost o problemă, deoarece Anglia în acea perioadă era împărțită între catolici și protestanți. Regina Elisabeta I a încercat să pună capăt tuturor acestor tulburări. În parte, ea a căutat să facă acest lucru prin promovarea Bisericii Angliei și separând Anglia cât mai mult posibil de Biserica Catolică. Mai simplu spus, atunci a fost un moment nepotrivit să fii catolic în Anglia. De nefericire pentru Margaret, soțul ei nu era doar un măcelar. El era, de asemenea, responsabil pentru raportarea credincioșilor catolici către autoritățile elisabetane, inclusiv a soției sale. Pentru prima ei contravenție, Margaret a fost pur și simplu amendată. Când a reușit să meargă la biserică, a fost închisă. Mai întâi, în anul 1577, și apoi, de încă 2 ori, la castelul York. Întemnițarea lui Margaret nu a făcut decât să-i întărească convingerea. Catolicii începuseră să ascundă preoții prin casele lor, deghizându-i adesea în profesori de școală sau îndrumători pentru copiii lor. Margaret a decis să facă exact acest lucru și a început să găzduiască preoții catolici fugiți la reședința ei, dar a fost prinsă curând. Adăpostirea preoților nu era doar o infracțiune penală, era o infracțiune care presupunea pedepsa cu moartea. Ea a fost adusă în fața unui juriu pentru a fi judecată, dar a refuzat să ia parte, declarând că nu a făcut nimic și nu are nevoie de un proces. Judecătorul a fost de acord că nu este necesar un proces și a fost în mod automat condamnată la moarte. Pe data de 25 martie, anul 1586, Margaret a fost dusă la locul de taxare a podului Ous. Ea a fost întinsă pe pământ, iar o stâncă ascuțită a fost așezată sub ea, astfel încât să-i se înfingă în spate. O usă cu mai multe greutăți a fost apoi așezată peste ea și astfel a fost rubită. În 15 minute, aproape fiecare os din corpul ei a fost rupt și ea era moartă. Soarta lui Margaret a fost atât de îngrozitoare, încât se pare că până și regina Elisabeta I a regretat-o. Ea a scris o scrisoare locuitorilor din New York, în care spunea că Margaret ar fi trebuit să fie cruțată de soarta ei îngrozitoare din cauza faptului că era femeie. Ea devine Sfânta Margareta în anul 1970, atunci când a fost canonizată de Papa Paul al VI-lea.
În concluzie, aceste situații nu s-au petrecut doar în creștinism. Majoritatea religiilor au echivalentul lor de martiri, oameni care au susținut și așa au crezut și au murit pentru asta. Nu există religie pe planetă care să nu fi suferit persecuții la un moment dat. Ceea ce este surprinzător este că acest lucru nu a împiedicat pe oameni să continue să se persecute reciproc. În cele din urmă, persecutanții devin persecutori. Chiar și astăzi, în secolul 21, minoritățile religioase sunt persecutate în fiecare zi, iar cei care refuză să se plece în fața tiraniei sunt prea des martirizați. Aici, ia sfârșit povestea de astăzi. Dacă informațiile prezentate în acest material v-au strânit interesul, nu uitați să vă abonați, să dați like și să distribuiți documentarul. Pe curând!